sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Bine, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire! Pomenirea lor din neam în neam și lepă lor, Doamne! Onorată asistență, doamnelor și domnilor! Marcăm astăzi trei momente istorice fundamentale. 140 de ani de când România și-a proclamat independența. Ziua Europei și ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar. Respect pentru curajul și determinarea înaintașilor noștri care, cu gândul la generațiile viitoare, au contribuit la crearea statului român modern. Tot astăzi cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat într-o lume nouă, vindecată de patima conflictului și au contribuit prin jertfa lor la sfârșitul celei mai însângerate file a istoriei secolului trecut, al doilea război mondial. Nu în ultimul rând sărbătorim astăzi Ziua Europei, cu încredere în viitorul proiectului european și cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect. Europa de astăzi este mult diferită de cea de acum 67 de ani, când se semna declarația Schuman. Trecem astăzi printr-un amplu proces de dezbatere pe tema viitorului Uniunii, un proces care nu e întotdeauna simplu sau comod, dar cred că acest dialog trebuie să pornească de la ceea ce și-au dorit fundatorii Uniunii și ceea ce își dorește generațiile actuale. Până la urmă, democrație, securitate și prosperitate durabilă pe întregul continent. România se pregătește să preia la începutul anului 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins că avem capacitatea ca, prin acest mandat, țara noastră să contribuie decisiv la întărirea și continuitatea proiectului european. În cei 10 ani de când România a devenit membra Uniunii, după decenii de totalitarism și care le-au izolat de democrațiile europene, românii au făcut pași importanți spre transformarea societății în beneficiul cetățenilor. Cred în ideea de Europa tuturor, de România europeană. Cred într-un viitor comun, construit în numele idealurilor pe care le împărtășim. Cred în unitate și solidaritate. Și mai cred că valorile naționale sunt protejate și chiar întărite prin ideea de diversitate propusă de Uniunea Europeană. La mulți ani, mari familii europene, la mulți ani, dragi cetățeni europeni din România și din toate statele membre. Semnează premierul. Focarea momentului istoric, invităm la microfon pe domnul Marius Cristea din partea Muzeului Național al Unirii, Alba Iulia. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Astăzi celebrăm amintirea celor care, prin faptele și prin eroismul lor, au creionat istoria României și, în același timp, istoria Europei. Un prim eveniment important de care trebuie să ne amintim astăzi este declararea independenței Regatului României la 9 mai 1877, când Mihaelica Găliceanu declară în Parlamentul României, în Camera Deputaților, că astăzi România este un stat liber, este un stat independent. Evident, acest lucru a trebuit să fie consfințit pe câmpul de bătălie, într-o luptă acerbă cu Imperiul Otoman, care nu dorea să renunțe la influența pe care o avea asupra țărilor române. Armatele române au trecut Dunărea alături de armatele rusești, și prin brave exemple de eroism și prin mari jertfe, au reușit să câștige, practic, independența României și respectul Europei, care, în relativ scurt timp, a recunoscut acest fapt. Un alt eveniment important este semnarea la 9 mai 1945, la cartierul general sovietic din Berlin, a capitulării necondiționate a Germaniei. Practic se încheia războiul din Europa, un război început în 1939, care a fost deosebit de distrugător
victimele însumate ajungând undeva la aproape 40 de milioane de oameni. Deci mă refer și la morți, și la răniți, la invalizi și populații întregi dislocate din locurile de origine. Europa a fost aproape distrusă de acest conflict major. Dacă oamenii crezuseră că primul război mondial a fost războiul războaielor și nu se putea să existe un război mai mare, e bine, al doilea război mondial i-a luat prin surprindere. Și astfel ajungem la al treilea moment important, la declarația Schuman, făcută într-o ședință solemnă a Consiliului Națiunilor Unite, în care cerea ca țările tradițional inamice în Europa, Franța și Germania, să își unească eforturile, să-și unească economiile, să-și unească viziunile pentru a crea o Europa unită, o Europa care să evite un alt conflict, pentru că vechiul model era clar generator de conflicte și se dorea un nou model, o nouă viziune, o nouă filozofie a Europei care să împiedice aceste conflicte deosebit de distrugătoare. Un viitor război ar fi fost cu siguranță mult mai puternic decât cel de-al doilea război mondial și atunci această inițiativă a fost deosebit de folositoare pentru viitorul Europei și pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc!